Sfântul Teofan din Antiochia 10 iunie, acesta a fost născut din părinții necredincioși ajungând în vârsta, s-a însotit cu o femeie care a murit nu după multă vreme, iar el, după ce a crezut în Hristos si s-a botezat, a lăsat toată și s-a închis într-o colibă aproape de cetate și acolo a petrecut multă vreme învatând pe cei ce veneau la el să pazească poruncile domnului Sisa să petreacă în întreaga întelepciune, si aflând de o femeie desfrânată care însă lase pe mult cu amagirea sa, a ieșit din închisoarea lui, s-a îmbracat în haine luminoase și si a cerut de la tata lui 10 litre de aur, ca și si cum ar fi vrut să si a arasi femeie, si ducându-se la acea femeie, i-a dat ei aurul si a rugat-o să se lase de acea fapt aurâta si sa se boteze, si a botezat-o pe ea si, facându-i ei alta coliba aproape de coliba sa a acolo. Zi pe aceea, care mai înainte era vasul pacatului, a făcut o locasă al Sfântului Duh, iar aurul a fost împartit la saraci și si amândoi. Placând de s-a lui Dumnezeu, într-acea zi s-au mutat la cerestile locasuri.